uitați, iată, fără structură, fără nimic. N-a plouat de 2 luni de zile. Acest fermier spune că pământul este atât de uscat încât se teme că rapița va fi complet compromisă, iar însămânțările la greu sunt extrem de costisitoare, atât cu combustibilul cât și cu piesele de schimb care se strică de la o zi la alta. E prea aspru, nu s-a mai face cum trebuie. Sunt nevoie să dăm de 3-4 ori. Câtă motorină consumați? De azi dimineața e făcut plinul, 600 de litri și până de seară nu mi-ajunge. Nu știm încotro luăm. S-ar putea o parte din noi să intre în faliment. Greu o să-l semănăm în ideea că ori veni niște ploi ca să răsară. Rapița am semănat 100 de hectare, răsărită cam 25% și mi se frică că dacă în următoarele săptămâni nu plouă și astea care răsărit s-ar putea să dispară. La Dârvari, în județul Mehedinți, ultima ploaie a căzut la mijlocul lunii iulie. În vară, temperaturile au urcat frecvent peste 38 de grade, iar în septembrie peste 30 de grade. Am reușit să semănăm ceva rapiță, dar în pământ, ca și cum ar fi în sac, pentru că nu are gram de umiditate. Se pare că suntem obligați să începem cum am putea să semănăm ceva, pentru că am intrat deja în epoca ultimă de semănatul grâului. Nu știu să vă spun dacă a mai fost un an chiar așa, în condițiile astea, încât să nu dea un strop de apă în ultimele 2 luni de zile. Este totul pârjolit. Luna octombrie se anunță cu variații de temperatură, cât și de apariție a unor cantități de precipitații, nu foarte mari. Trebuie respectate elementele unei tehnologii cât mai simple, mărirea cantității de sămânță la hectar, de asemenea mărită puțin adâncimea de semănat datorită lipsei de apă din sol. Pe lângă problemele pe care le au cu seceta, fermierii spun că nu știu cum o vor scoate la capăt cu cheltuielile tot mai mari. Prețurile la combustibil cresc în continuu, iar îngrășămintele chimice s-au scumpit din nou.